Iată, la sfârșitul lunii mai, la calea ferată din Moldova, mai era o restanță la achitarea salariului pentru februarie, ne anunță domnul Spân, ministrul dezvoltării. Și spune că după ce vor plăti salariile pe februarie, vor începe achitarea pentru martie. Așa. Iar calea ferată trebuie să treacă printr-o restructurare. Noi suntem în anul 2024. Asta nu e, nu suntem în anii 90, când salariile nu se dădeau cât jumătate de an. Așa. Și până în ziua de azi continuă să vorbească, iată, noi pentru februarie am plătit restanțele. Caruci, eu în campanie în 2021 am spus clar, уважаемые железнодорожники, вы должны стать дотационным госпредприятием. Вот как сегодня получают бюджетники зарплаты, вот так должны получить вы. Угу. Deci, когда статут требует să-i răspundă cu ceva Кейлор Феррати, care le-au făcut tăti meeting-urile, tăti paradurile, tăti delegațiile, care era șolcăvui put de unire între a noștri de acasă, cu așa din diaspora, și nu contează că erau în București, ori la Moscova, știi, ori sami. Astea, de asta, căruci, Gheorghe, nu sunt stare oamenii ăștia să soluționeze probleme. Ei sunt în stare, domnule Gonță, doar să le creeze.